La Partida Romilor, ca orice altă formațiune politică, se poate întâmpla foarte multe. Așa cum s-a întâmplat și în PNL, așa cum s-a întâmplat și în PSD, așa s-a întâmplat și la Partida Romilor. Mulțimea, electoratul, dorește o schimbare. După multe discuții care le-am avut, nu cu măcelărie, nu cu s-a măcelărie la rom, nu, e foarte urât, e un gest urât. Adică eu știu că nu trebuie să te pui rău cu presa, dar nici să vorbim lovitură la palat și discuții de-astea care nu trebuie făcute. Ca în toate partidele mari și la noi la Asociația Partidelor Romilor, se va întâmpla ceva, o mișcare care trebuia făcută de foarte mult timp. În discuțiile care le-am avut cu președintele nostru la nivel național, domnul Păun, și la noi există o democrație și la noi există o anarhie care să merge pe ea, pe cale rău. Pentru că unii n-au înțeles așa ceva, mesajul care l-a transmis domnul președinte Păun, s-a ajuns, nu s-a ajuns. Mai nou, eu sunt președintele interimar, cu drept de organizare, toate sucursalele, atât în municipiu cât și în județul Dâmbovița. Mai nou, se va declanșa alegeri pentru funcția de președinte a județului. Eu, normal, de drept, aș fi trebuit să fiu președintele județului. N-am dorit, am zis că și la noi trebuie să existe o democrație și la noi trebuie să existe, ca în toate partidele mari, să se facă alegeri legale, democrate, fără niciun fel de probleme. Deci eu am acceptat această funcție. Bun, mai nou, eu am venit în fața dumneavoastră ca să facem câteva dezmitiri care nu sunt reale. Eu nu sunt pus de domnul Deju președinte. Eu nu sunt pus de altcineva. Eu sunt pus, să viu la filială înapoi, de președintele nostru Nicolae Păun, care noi îl respectăm și avem pentru dânsul toată stima. Mai nou, comunitatea, romii din Dâmbovița, doresc neapărat schimbarea. Eu nu o să fac altceva decât împreună cu reprezentanții centrali de la București, cu reprezentanții noștri din municipiu și din județ, să începem să formăm iar acele sucursale unde nu mai există, pentru că în județ nu mai există. S-au terminat. Aceea ceva nu mai există. Sunt doar pe nume, sunt doar pe liste, că mai există filiala, dăm un exemplu, Bălenii sau nu știu, nu mai există. Și atunci noi, împreună cu centru, vom demara acele alegeri unde vom merge în fiecare comunitate, unde mulțimea va alege liderul care corespunde la aceeași localități unde mergem noi. Deci nimeni nu va mai fi numit pe genui sau pe voi frumoși. Dacă comunitatea dorește să aleagă pe respectivul om care e dâncă, noi cu toată plăcerea îi facem, facem adeziuni, scriem într-un proces verbal, acel proces verbal va ajunge la București, unde București își va pune ștampila și va îndebara. După ce se va stabili toate astea, se va demara alegeri pentru funcția de președinte a județului, în care acolo e lista deschisă absolut pentru toată lumea, nu numai pentru Tudorică sau pentru Deju. Deci toți care dorește să intre în această competiție, e libertate, e democrație. Mai nou, tinerii mei care am adus, că asta și doresc. Vreau să-mi aduc o echipă de tineri cât mai mult, pregătiți, profesori, studenți, elevi, să fie alături, pentru că trebuie să dăm un semnal, pentru că la Partida Romilor se dorește altceva. Îmi pare rău, de 2 ani de zile m-am retras și dumneavoastră știți de ce m-am retras, întrucât eu nu mi-am atins obiectivul meu. Obiectivul meu era pentru funcția de consilier local, care pentru prima dată am fost pe listele noastre a Partidei Romilor. Nu mi-am atins obiectivul din orgoliu și din prestanța mea, poate am considerat că eu nu am făcut campania bine, mi-am dat demisia. La insistentelor colegilor, la insistentii comunităților mele din Rom, s-a dorit ca eu să revin înapoi. După foarte multe discuții, după multe sfârșințe, am venit înapoi, cu gândul să fac ceva. Dacă până în 2020, în fața dumneavoastră, nu pot să realizez ceea ce am obiectivul meu, foarte frumos plec, lăsăm tinerii să vină să-și facă treaba lor.